echipa numele lui este Paul Voltea, m-a ajutat de amăștiți. La cea de-a prietenul meu, Pare, am venit la să vorbesc un pic de fotografie, videografie, cinematografie. M-a venit cu revedere cinematografie, un curs foarte interesant, recomand tuturor. Mă învață multe chestii, de la încadrări, framing-uri, lumini, lentile, obiective, cadruri și mai multe chestii. O să încep încadrările astea să vorbim un pic despre framing, adică încadrările, cum să le facem și cum să încadrăm un om în plan general, să vorbim așa, să nu uităm în capul, să nu uităm în picioarele, mâine, o să încep cu planurile și încadrările părâni, da? Eu am avut niște schițe aici, o să vă arăt imediat cam ce înseamnă planurile și cam ce aparate mai vor vă explic și aparatură care folosesc la evenimente. Toate lentilele, uite, dacă deschidem de aia, așa, nu știu dacă vedeți cu toții, vă uitați care o deschidere aici, o roată, da? Deschiderea asta, cât intră lumina mai mult sau mai puțin, acum cât vrei tu. Înseamnă ISO, toată lumea a auzit de ISO, nu? ISO înseamnă lumină. ISO, toate aparatele ziua de astăzi au ISO, adică lumină. Câtă lumină ne trebuie nouă să dăm într-o fotografie? Asta e la alegerea voastră, depinde de tot de preț. Așa, și mai avem exposure-ul, shutter speed-ul, adică viteza de reacție, cât să se deschidă shutter-ul. Vă dau și câteva exemple, că am calculat aici un aparat, da? Și o să vă fac un exemplu cu shutter speed-ul, cât de mare să fie viteza de reacție în momentul în care vrei să facă o poză pe metri. Și are autofocus. Autofocus ce înseamnă? Focalizează singură. În momentul în care apeți shutter-ul la aparat de aici de sus, la apeși un pic, el își caută focusul. Îl vedeți? Auto ce înseamnă? Aparatul face ce vrea. Hai să mergem pe manual. Încercați, e greu, știu. Prima oară și eu mi-am zis că am luat aparat în mână și m-am uitat, am dat pe manual, era totul negru cu ecran. Stau, ce mă fac în momentul ăsta? Dacă am stat puțin și am studiat și m-am uitat pe internet, am văzut anumite review-uri despre cum să folosesc lumina ISO, exposure-ul, mi-am dat seama că de fapt ușor încep să mă încadrez în... Și am făcut o manual, chiar dacă făceam proaste, am făcut mii de fotografii proaste, până mi-am dat seama că, într-adevăr, pot să reușesc și ușor am început să prind încadrările. Tăiem când facem o... E ca idee să avem o palmă deasupra, lateral, dreapta și o palmă jos. Să nu tăiem, adică un personaj, în momentul în care fotografiem, să nu tăiem picioarele sau, eu știu, să-i tăiem o mână. Trebuie să fie, încadrările astea trebuie să le avem corecte și bune, în sensul de a nu-i tăia cap. De-aia nu se simt cu mine niște poze, ne-am scos de la cursul din partea cealaltă și astea sunt, plan general, ce înseamnă? Cu persoana e în picioare, da? Pe ansamblu, să spunem așa. Uite, dacă fac o poză aici, acum, în momentul ăsta, oh, asta e plan general, se numește. Sau alții spun white, landscape, e, se referă la ceva landscape, dar e ceva de genul, adică e panoramic și înseamnă toată echipa în poza respectivă, ăsta e plan general, plan de ansamblu și orice aproape. Numai să ai inspirație în tine și să vânezi. Eu vânez foarte mult la evenimente. Cât vânezi mai mult, atât mai bine și ești în fotografie. Cât fotografiezi mai mult, atât mai bine pentru tine, pentru că ți-i vezi. Practica e cea mai bună. Practică. Să dai înainte să fotografiezi orice. Soare, stele, mă rog, ce poți tu și cât mai multe încadrări ca să poți vedea ce ți iese din mână. Bine. Cam toate aparatele în lume, existente în ziua de astăzi, au înăuntru, sunt niște dungi, alea vreau să fie puse numesc grid lines, regula de 3 sau rută tăt, ceva de genul. Toate aparatele din lume au. Încadrarea asta făcută la scoică, dacă vedeți voi, e scoica undeva încadrată în cele 4 puncte. Astea sunt 4 puncte forte, care toți ar trebui... Uite, puteți să desenați pe caiet, desenul ăsta. Faceți, da? Două cu două verticale. Gândiți-vă că aici este fotografia, da? De aici începe și cinematografia, să știți. Tot dintr-o poză, dintr-o fotografie. Deci în momentul în care noi începem filmările și tragem, fixăm o fotografie, un prim plan cu o anumită persoană, adică o fotografie, la asta ne gândim prima oară, da? Și de acolo începem să mișcăm aparatele sau se mișcă personajul. Că și mișcarea asta contează mult. Ori se mișcă aparatul, ori se mișcă personajul. O să vorbesc mai mult și despre mișcare. E importantă regula de 3 cu cele 4 puncte să ție imaginea. Aici, de exemplu, eu am luat o poză la Nico Drasă, sâmbătă, la Amsterdam, mai la un club, mi-a plăcut mult poza, nu e editată, nu e nimic, o poză brut, dar dacă stai să ții liniile respective, are niște linii și, într-adevăr, să deși un pic din orizont, adică la partea de jos de aici,
Deci ține linia, deci în cadrarea respectivă se vede pe rolul fotograf, va ști ce face și știe ce vrea. Eu ca credit, se spune așa, dacă să mă uit, zic, pe nu, stai puțin, dar e bună, cadrarea are niște linii pe ea și ține rundă stără, la asta mă refer, da? Atrag atenția. Dar în fotografie, bine și noi pe cinematografie ne axăm și pe asta, să știți. Tot din fotografie, pleacă și cinematografia. Și filmul, la fel, v-am zis, când începe o cadrare, începe dintr-o imagine, gen, așa, și de acolo începem să mișcăm cadrele, poate camerele, poate oamenii, dintr-o noi, oamenii, la microfoane sau ce mai mă rog, spate. Hai să vorbim un pic de lentile, nu? Am zis eu că o să vă explic un pic de lentile. Lentile sunt de două feluri, vă zic așa. Mai mult, dacă nu mai explic eu divergente, convergente. Eu vă spun așa, lentile sunt telezoomuri sau fixe. Fixele ce înseamnă? Nu au zoom. Nu poți să dai zoom. Zoom-ul trebuie să te mici, e fixă, da? Uite, vă dau un exemplu, e asta de aici, cu 85 mm de la Batis. Uite, era pe cineva ce fixată, da? Trebuie să mă rog. Dar de poc, el automat își bagă focusul, da? E o lentilă fixă. Nu are zoom. Mai sunt lentile în care eu recomand să mergeți pe fixe. De ce? Sunt mai sigure, să spunem, mult mai sharp, mai strălucitoare și mult mai corecte.